Dezvoltarea regiunii Sud-Vest Oltenia prin programul operațional regional. Programul operațional regional este unul dintre cele 7 programe operaționale românești agreate de Uniunea Europeană, fiind un instrument foarte important în aplicarea politicilor de dezvoltare regională. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României și are ca obiectiv general sprijinirea și promovarea dezvoltării locale durabile în regiunile României, atât din punct de vedere economic cât și social, prin îmbunătățirea condițiilor de infrastructură și a mediului de afaceri, care susțin creșterea economică. Programul operațional regional urmărește astfel reducerea diferențelor de dezvoltare economică și socială dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Finanțarea acestuia este asigurată prin unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene, respectiv Fondul European de Dezvoltare Regională. Acesta sprijină regiunile Uniunii Europene care au un produs intern brut pe cap de locuitor sub 75% din media europeană. Bugetul total alocat programului operațional regional la nivel național este de aproximativ 4,4 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Finanțarea Uniunii Europene reprezintă aproximativ 85% din buget, restul finanțării fiind acoperit de Guvernul României și alte surse publice și private. Regiunii Sud-Vest Oltenia au fost alocate prin acest program 621,60 de milioane de euro, reprezentând 14,01% din totalul fondurilor derulate. În scopul îmbunătățirii condițiilor de viață, programul operațional regional are în vedere îmbunătățirea infrastructurii de transport, a infrastructurii sociale, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, cât și dezvoltarea și promovarea turismului. În acest sens, programul conține 6 axe prioritare, fiecare axă prioritară având alocat un anumit buget și cuprinde un număr de domenii majore de intervenție care urmăresc realizarea unor obiective de dezvoltare. Cele 6 axe prioritare din cadrul programului operațional regional sunt: axa prioritară 1, sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urban de creștere. Axa prioritară 2, îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport. Axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale. Axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local. Axa prioritară 5, dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Axa prioritară 6, asistență tehnică. Programul operațional regional este gestionat la nivel național de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de autoritate de management, și la nivel regional de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de organism intermediar. Dezvoltarea centrelor urbane prin programul operațional regional. Axa prioritară 1, sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urban de creștere, are ca principal obiectiv sprijinul pentru dezvoltarea orașelor în vederea creșterii calității vieții locuitorilor și crearea noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului. Acestei axe a fost alocat un procent de 30% din bugetul total al programului operațional regional. Vreau să vă descriu puțin programul operațional regional, un program care pune la dispoziție administrațiilor publice locale fonduri pe o gamă largă de domenii pentru investițiile publice, așa cum am spus. Axa 1, dezvoltare urbană, pol de creștere, și orașul Craiova este unul dintre cei 7 poli de creștere selectați în cadrul acestui program, viitoarea zonă metropolitană, se finanțează infrastructură rutieră, trama stradală, pe lângă reabilitarea 9 străzi în Craiova și bulevarde. Toți locuitorii din Craiova știu că se construiesc pasajele, cel suprateran este deja într-o etapă destul de avansată, va demara și construirea pasajului subteran în zona centrală. De asemenea, sunt și alte categorii de proiecte care vizează reabilitarea centrului istoric al Craiovei. Se vor reabilita, moderniza și dota și centre sociale în cadrul polului de creștere Craiova și infrastructură de afaceri. Observați cât este de complexă această schemă de finanțare. Orașele care au fost selectate au trebuit să realizeze o strategie de dezvoltare în acest sens, un plan integrat de dezvoltare urbană. De asemenea, sunt alte 10 orașe ale regiunii noastre pe subdomeniul centre urbane care obțin fonduri în special pentru infrastructură rutieră. Și aș putea să vă dau ca exemplu
Am spus deja, am vorbit despre Târgu Jiu, Slatina, are 13 aplicații, solicită 27 de milioane de euro. Orașul Drobeta, Turnu Severin, de asemenea Râmnicu Vâlcea este pol de dezvoltare urbană și cei mai mulți bani sunt în această zonă, infrastructură rutieră, pasaje și poduri. În județul Dolj mai avem cu Filiașul, am semnat deja contractele de finanțare, urmează să semnăm cu orașul Dăbuleni, cu Băileștiul deja s-au semnat aceste aplicații, pe lângă străzi urbane, sisteme de supraveghere video, au și Parcul Tineretului din orașul Băilești care va intra în reabilitare. În județul Gorj o să mai obțină fonduri, va urma să semnăm contractele și cu localitatea Motru. De asemenea, în județul Olt, pe lângă Slatina, am semnat deja 4 aplicații și urmează și cea de-a 5-a cu orașul Balș. Deci, iată că în marea lor majoritate, orașele regiunii noastre, sigur că avem mult mai multe, sunt 40 de orașe în regiune, dar dintre care 12 dintre ele obțin fonduri substanțiale pentru partea de modernizare. Pe lângă reabilitarea drumurilor, toată infrastructura din corpul drumului, deci toate rețelele vor fi schimbate, modernizate. Dotarea infrastructurii de drumuri, axa prioritară 2. Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport acoperă 20,35% din bugetul alocat programului operațional regional și vizează reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane, inclusiv a șoselelor de centură. Beneficiarii acestei axe prioritare sunt autorități ale administrației publice locale și asociații pentru dezvoltare intercomunitară. Dezvoltarea rețelelor de transport va contribui semnificativ la creșterea competitivității întreprinderilor, firmelor și a mobilității forței de muncă, la creșterea nivelului de trai și, prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a României per ansamblu, dar și a fiecărei regiuni în parte. În principal, cei mai mulți bani au fost solicitați pentru infrastructura de transport, reabilitări de drumuri județene, drumuri locale și construirea de centuri ocolitoare pentru niște orașe ale regiunii noastre. Și aș putea să vă ofer ca exemplu orașul Târgu Jiu, care construiește o centură ocolitoare care defluează traficul. De asemenea, în Drăgășani se realizează o astfel de centură ocolitoare și știți și dumneavoastră că am mediatizat și s-au și încheiat foarte multe proiecte pentru drumurile județene, tronsoanele de drumuri județene care au fost realizate la nivelul regiunii noastre. Dezvoltarea infrastructurii sociale, de sănătate și educaționale prin programul operațional regional, axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale. Această axă prioritară cuprinde 15% din bugetul alocat programului operațional și vizează crearea premizelor necesare pentru asigurarea populației cu servicii esențiale, prin îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale, de sănătate, educație și pentru siguranța publică în situații de urgență. Aceste premize vor conduce la creșterea nivelului de trai al cetățenilor, fapt concretizat prin reabilitarea, modernizarea și echiparea spitalelor, a clădirilor în care funcționează centrele sociale și centrelor rezidențiale, prin îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență, venind în sprijinul tuturor categoriilor de vârstă, copii, adulți, vârstnici, precum și în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Axa a treia a programului este o axă foarte complexă, are 4 domenii. Este vorba de domeniul 3.1, care se adresează infrastructurii de sănătate în cadrul acestei scheme de finanțare. S-au semnat contracte pentru dotări, reabilitări, modernizări de ambulatorii de spitale și ambulatorii de specialitate, acele policlinici, așa cum le știe toată lumea. De asemenea, s-a semnat o aplicație foarte importantă, este vorba de aproape 15 milioane de euro pentru reabilitarea Spitalului Județean Vâlcea, cu Consiliul Județean Vâlcea. În Craiova am semnat cu Consiliul Județean Dolj pentru ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență, lucrări care vor demara.